din episodul trecut. Ce bine să te avem din nou! Super! Ciocanul mitologic al lui Thor! Asta caută Moltor și tu nu-l cheamă! E timpul pentru o armă specială. Relicvele astea două fac numai haos în server. Lasă-mă să încerc și eu. E ciudat. Am evitat contactul principal de energie și am întărit antivirusul. Ar trebui să funcționeze. Dați-mi voie. Așa funcționează. Acum, nu știu în ce direcție să vă trimit. Sateliții nu transmit niciun semnal despre locul în care ar putea fi bijuteriile, iar indiciile de pe statuetă nu ne ajută cu nimic. Ce cu fața asta cu un cerc în jurul ei? Am căutat-o în toată baza de date, în fiecare relicvă antică, piesă de artă, monument. Dar nimic nu aduce ceva de pe pământ. Asta pentru că nu e de pe pământ. Bingo! Figura de pe Marte. Bijuteria este pe Marte? Lucrurile devin științifico-fantastice. Nu cred că bijuteria e de pe Marte, Dax. Cred că figura de pe Marte privește către bijuterie. Dacă aplicăm tehnica datării cu carbon pe statuetă pentru a determina mișcarea orbitală, atunci obținem... Mexic! Rose, am ajuns? Da, ar trebui să n-avem probleme de aici încolo. Punem pariu? Fiți atent! Dați-i de relicva sau pregătiți-vă să măriți! Voi chiar nu renunțați! Veți cunoaște noua noastră armă! Magician? Bine, măcar că nu-i un nim. Nimii mă sperie de moarte. Sunt gata! Gata! Peste limita ce-ți-a! Spencer! Trimite pe sort! Iar eu am ciocanul! Dimex Megazord! Bine ați venit la spectacolul meu de magie! Veniți să vedeți ce am în pălărie! E perfect așa! Dacă pierd, voi obține ușor bijuteriile! Dacă vor câștiga, o să fie atât de obosiți încât îi voi strobi! Țin-o dreapta! Nu ești o antenă foarte bună, Nord! Iată-mă! Abracadabra! Există posibilitatea să plouă! Tyson! Pregătește-te de transformare! Activează perforatorul! Activează lopata! Hai! Peste limita accelerează! Pentaculul s-a terminat! A fost epuizant. Haideți să plecăm înainte să vină alții să reclame relicvele. De ce a trebuit să copești? Păzește artefactele până scăpăm noi de cuburile de gheață. Nici o problemă. Ciocan frumos.
Cred că n-am fost prea clar. Dăm ciocanul. Nu! Nu-mi pasă cine ești! Avem nevoie de el. Ți-l voi da înapoi când ne vom termina treaba cu el. Stai așa. Ești Zeița Freya? Nu te-am recunoscut deghizat așa, my lady. Freya? Numele meu e... Roni! Avem nevoie de ajutorul tău! Dă-mi ciocanul. Îi pot ajuta pe prietenii tăi. Promite că mi-l dai înapoi. Pe onoarea mea. E Thor, zeul furtunilor. L-am lăsat să folosească ciocanul ca să ne ajute. E chiar Thor. Par mai mic decât în filme. Și misiunea noastră? A promis că ne-l va da înapoi. Nu-i așa, Thor? Nu-i așa, Thor? Arma noastră este aproape gata. În curând rangerii vor avea mari dificultăți. Da! Dar mi-ai dat cuvântul. Pe onoarea ta ai zis. Nu înseamnă nimic pentru tine. Nu prea. Onoarea e un concept supraevaluat. Zeu sau nu, asta e sticlărie fumurie italiană. Servitorule, adu-mi niște prăjituri. E milă de părinții tăi. Nu ajungem nicăieri așa. Credeam că zei sunt ființe bune și interesante. Tipul ăsta e un gunoi. Freya, de ce-ți pierzi timpul cu muritorii ăștia? Fiind mireasa mea și ne vom petrece eternitatea împreună, galopând prin ceruri. După tot ce ai făcut? Dar am avut încredere în tine, iar tu m-ai pus într-o lumină proastă. Mi-am dezamăgit echipa. Poate chiar sunt o fraieră. Și eu sunt un fraier. Un fraier îndrăgostit. Eu am folosit replici mai bune de vrăjii fete și nici nu sunt un zeu, măcar. Ar trebui să fie gata. Super! Să aruncăm în aer chestia asta. La semnalul meu. 3, 2, 1, foc! Nici o zgârietură? Exact cum îmi imaginam. Avem nevoie de ciocanul lui Thor. Roni îl va lua înapoi. Știți că e foarte deșteaptă, nu? Te rugăm. Soarta universului depinde de ciocanul ăsta. Spune-ne ce vrei în schimb. Ha, mă jigniți. Sunt un zeu. Am tot ce vreau. Aproape tot. Va trebui să ne gândim la altă modalitate de a-l convinge. Corona Aurora? Bijuteriile zeilor? Păi de ce n-ați zis așa? Aș fi fericit să vă ajut. Spuneți-mi unde sunt! De ce nu funcționează asta? Ceva e clar în neregulă aici. De ce Thor, zeul furtunilor, se poartă ca un copil răzgheat? De fapt, întrebarea importantă e... O să ne dea bijuteriile după ce sparge piatra? Vreau bijuteria aia! Dacă m-ați spune să ghicesc, ați zice clar că nu. Doar nu credeți că voi sta departe, nu? Cam sperăm. Pune mâna pe relicve! Ataca! Gata? Gata! Peste limită așa ce vrează! Activează ciocanul! Accelerează scutul! Ia! Ia! Ha! Ah! Ah! Ia! Ia! Ha! Ha! Ha!
Sunt ocupat. Ce? Poftim? Ce e asta? Tor? Doi, Tor? Nu mi-e frică! Frumoasă intrare! Doi tori sunt prea mulți! Fără energie! E un impostor! Termină cu jocul ăsta, Loki! E Loki, zeul trăznăilor! M-ai păcălit! De fapt, nu ți-am spus niciodată că sunt Thor. Am spus doar ce ciocan frumos. Haideți, doar mă știți că sunt glumeți. Ia priviți, este Odin, tatăl zeilor. Hei, a fugit cu ciocanul. Uhuhu. Nu pot să cred că am lăsat ciocanul ăla din mână. Nu e vina ta, Roni. I se putea întâmpla oricui. Îl recuperăm noi. Loki nu va renunța de bunăvoie la ciocanul ăla. Îl caută de ani buni. De fapt, mai mult decât ciocanul ăla și-o dorește pe zeița Freya. Oh, cât aș vrea ca Loki să se întoarcă după mine. E așa de drăguț și de deștept și de... Fericit că ți-ai schimbat punctul de vedere, draga mea! Cum de ce ai schimbat părerea, ia spune-mi? Păi, înainte credeam că ești Thor, o grămadă de mușchi fără minte. Dar acum știu exact cum ești, sclipitorul și priceputul Loki. Inima mă doare când nu ești lângă mine. Ai uitat să spui frumos, nevoie mare. Doar nu te deliniști, te-am iertat. Thor se căsători. Ce s-a întâmplat, privighetoarea mea iubită? Nu vreau nimic mai mult decât să mă căsătoresc cu tine. Dar i-am promis lui Thor că voi lucra cu muritorii ăștia. Asta e o problemă. Numai de-am avea ceva la schimb să-i oferim lui Thor. Ce? Ciocanul! Îi vom înapoia ciocanul? Apoi noi doi ne putem petrece luna de miere tălănind în Valhalla. Ah, ce bună idee! Înainte de a face asta, cred că e înțelept să-ți amintesc că jurământul dat unui zeu nu poate fi luat înapoi. Vei fi pentru totdeauna legată prin jurământ de acest șiret iscusit, răutăcios, dar absolut remarcabil. Eu... Va fi o... onoare. Am așteptat mii de ani acest moment. Sărută-mă, draga mea! De obicei nu sărut la prima întâlnire. Ce? Servitor? Am fost păcălit. Exact. Da. Ați cerut niște prăjitură? Avem din nou un ciocan mitologic. Hey! Ai reușit? Planul tău a funcționat. Hei, nimeni nu mă păcălește și scapă nepedepsit. Emoționant, foarte emoționant. Regret că vă stric momentul ăsta. Gata! Gata! Este limita ce se vrează! Attack!
sunt ocupați, putem distruge orașul. Apoi v-am găsit bijuteriile. Ranger, firca îți atacă orașul. Trebuie să vă despărțiți. Ne ocupăm noi de Firkat. Tyson, tu stai aici cu Thor. Sigur, vă prind din urmă. Să-i dăm drumul. Perfect. Pregătiți-vă să fiți distruși. O intervenție divină. Ești un zeu puternic, dar când voi pune mâna pe bijuterii, vom vedea cine are mai multă putere. Mulțumesc, Thor. E prea puternic. Scuze-le întârziere. Hai să terminăm cu asta. Ce luptător! Prinde-mă! Avem nevoie de ajutor! Da! La revedere! Sunt ai voștri, Ranger. Activează ultrazordul! Hidroblast! La putere maximă! Nu se va termina așa, rangerilor! Deci dacă tunul nu funcționează singur... Și nici ciocanul nu funcționează singur... Ar avea sens să le folosim împreună! Isteți? Pregătiți-vă să o încasați sănătos! Ei bine, nu e chiar bijuteria, dar tot e ceva important. Mulțumim pentru tot ajutorul. Mulțumesc că mi-ați înapoiat ciocanul. Mult noroc în misiunea voastră. Să ducem relicva înapoi la bază. Nu vă grăbiți! Iau eu asta!